Cuminte, primul podcast de educație media. Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune. Au inventat COVID-19 pentru a putea spăla bani corupți. Se transmite el prin banane, iar ne putem proteja de virus cu ajutorul apei sărate. Atenție, sunt falsuri, dar anume așa au sunat numeroase titluri de știri false în toată această perioadă pandemică, în care fake-ul a atins cote maxime. În timp ce guverne din întreaga lume, organizații din domeniul sănătății, ONG-uri, presa depun eforturi considerabile ca să promoveze date veridice despre COVID-19, miturile continuă să înflorească la fel în lumea întreagă, iar impactul lor seamănă cu o avalanșă de neoprit. Astăzi, la Podcast cu Minte, avem o ediție specială. Am discutat cu jurnaliști și experți din 7 state ale lumii, de la vecinii noștri din România și Ucraina, la ziariști din Coreea de Sud, despre miturile, falsurile și teoriile aproape incredibile care s-au impus în țările lor în toată această perioadă. Chiar dacă în unele cazuri dezinformarea din online a degenerat până și în proteste în masă sau procurarea în cantități enorme a unor produse miraculoase de tratare a virusului, autoritățile acestor state au abordat însă diferit infodemia. În România, cifra infectărilor a ajuns la aproape 940.000, iar numărul celor decedați a trecut de 23.000 de persoane. Dacă la începutul pandemiei dezinformarea părea inofensivă, lucrurile au luat între timp o altă întorsătură. Pe măsură ce numărul de bolnavi de COVID crește, se intensifică în paralel și dezinformările digitale pe tema pandemiei. Astfel, sâmbătă trecută, România a stabilit un nou record al numărului de pacienți cu COVID-19 în stare gravă și care au nevoie de terapie intensivă. Și în aceeași zi, în București și în mai multe orașe mari, au avut loc proteste împotriva restricțiilor impuse de autorități. Participanții, unii cu cruci, icoane și pancarte, nu purtau mască și au protestat împotriva unei presupuse dictaturi medicale, repetând unele din conspirațiile și narațiunile de dezinformare promovate în spațiul public anul trecut. Coronavirus, o simplă gripă sau vaccinare obligatorie, ciparea globală, 5G și așa mai departe. Relatează Nicolae Țibrigan, expert al Laboratorului pentru Analiza Războiului Informațional de la București. Cercetătorul amintește și despre distribuirea intensă în spațiul online a unei parodii luate drept adevăr. A fost un videoclip în limba rusă în care ar fi prezentată vaccinarea forțată unor persoane de către trupe de militari. Această înregistrare a circulat mai multe zile pe rețelele de socializare din România. Și în acele zile, videoclipul a fost distribuit de peste 800 de ori și a adunat aproape 17.000 de vizualizări. Postarea lasă să se înțeleagă că evenimentele din videoclip ar fi reale și încă în curând în România vaccinarea va fi realizată fără acordul cetățenilor, cu armata sau cu poliția. Unele comentarii chiar atrăgeau atenția asupra faptului că este vorba despre parodie, da? Dar aceasta nu a împiedicat viralizarea conținutului problematic. Din potrivă, a contribuit la amplificarea lui prin transmiterea semnalului de interes pentru algoritmii rețelelor sociale. Mai spune Nicolae Țibrigan. Între timp, în Ucraina, cifra persoanelor infectate a trecut de 1,69 milioane, iar a morților de 33.000. Jurnalistul Serhii Zaharchenko din Kiev susține că cel mai mult au prins la public falsurile despre vaccinuri care ar avea drept scop să cipeze și zombeze oamenii. La începutul anului, Institutul de Cercetări Sociale din Harkov împreună cu Laboratorul de Jurnalism au făcut un studiu sociologic despre modul în care oamenii văd procesul de vaccinare, care le sunt nelămuririle, temerile. Rezultatele arată că mai mult de jumătate din persoanele intervievate, peste 56% dintre ucraineni, sunt gata să se vaccineze. Dar printre temerile menționate sunt opinii în mare parte raționale. Bineînțeles că există un procent de oameni care se tem că prin intermediul vaccinului vor fi cipați și vor fi zombați. Totuși, oamenii se arată îngrijorați mai mult de modul în care este transportat vaccinul, dacă va fi păstrată temperatura necesară transportării. Potrivit jurnalistului, printre cei care au dezinformat cetățenii ucraineni, se numără și politicieni de la Kiev, care au făcut declarații eronate despre siguranța vaccinului AstraZeneca direct de la tribuna Parlamentului. Цю вакцину виготовляли в Індії, тобто вона називається Covishield.
Acest vaccin a fost pregătit în India, numit Covishield. A trecut toate verificările. Mulți ucraineni deja s-au vaccinat. Oricum, sunt politicieni cu un număr mare de simpatizanți care au vorbit că acest vaccin nu ar fi bun. Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroshenko, a vorbit de la tribună despre faptul că au adus un rahat. Așa a și spus. E cuvântul exact pe care l-a folosit. Astfel, oamenii care au încredere în ceea ce spune acest politician au devenit sceptici față de acest vaccin, după declarațiile lui Poroshenko. Asta a influențat foarte mult modul în care oamenii percep ideea de a se vaccina. Говорили про ці вакцини, і це також, очевидно, впливало на те, як люди сприймають, як вони ставляться взагалі до ідеї вакцинації. Precizează Zaharchenko. În Letonia, tabelul cifrelor arată mai puțin pesimist decât la vecinii noștri. Oricum, miturile fac ravagii în mediul online. Anton Gromov, politologul și cofondatorul proiectului de investigație Baza Danih, susține că majoritatea informațiilor înșelătoare provin din resurse de la Moscova. Первый миф, который распространяется в латвийском информационном пространстве, что вируса нет. Primul mit răspândit în spațiul informațional este acela că virusul nu există. Altul ar fi că autoritățile măresc cifra cazurilor de îmbolnăviri pentru a primi bani de la Uniunea Europeană, că de fapt așa număr mare nu ar exista. Al treilea mit este acela că este o simplă gripă și că COVID-19 a fost inventat doar pentru a spăla bani corupți. Un alt mit este acela că vaccinurile nu funcționează. Se are în vedere că anume acelea din Occident au numeroase efecte adverse și mai bine ar fi să se aducă vaccinul rusesc, Sputnik V și altele. O altă versiune este că oamenii sunt uciși în spitale și pe ei se fac diverse experimente. O altă versiune este că această carantină a fost instituită doar pentru ca oamenii să fie ținuți sub control și dresați, pentru ca, global vorbind, oamenii să-și piardă dreptul la libertate. Aceste informații sunt răspândite în principal pe rețelele sociale și sunt scrise de oamenii vii, dar evident că și de boți și troli. De cele mai multe ori, originea acestor dezinformări vine din Rusia. Se scrie atât în rusă cât și în letonă. De multe ori se face comparație între situația în care ne aflăm noi și ceea ce se întâmplă în Moscova, unde, de exemplu, se spune că s-ar micșora numărul de cazuri și se concluzionează că în Letonia totul este rău. Oamenii se întreabă de ce la noi totul este închis și interzis, dar în Rusia totul este permis. A precizat Gromov. Și în țara vecină, Estonia, propaganda rusească împotriva vaccinurilor americane și europene ține cap de afiș acolo unde până acum au fost înregistrate peste 104.000 de infectări și aproape 900 de morți. Despre acest fenomen ne vorbește redactora șefă de la Radio 4, Iulia Bali. В Эстонии находятся люди, к счастью, их не очень много. В Эстонии есть люди, которые, din fericire, ei nu sunt foarte mulți. Cred că toată această pandemie este o invenție a autorităților, inclusiv a unei așa zise guvernări mondiale, că este un fals și că vaccinuri împotriva coronavirusului nu există. Dacă vorbim despre mituri, atunci cel mai probabil acestea se învârt în jurul vaccinului. Primul și cel mai popular mit se referă la vaccinurile împotriva gripei sezoniere. Aceasta fiind oarecum tendința tuturor celor care se declară împotriva vaccinurilor și ține de ideea că făcându-ți un vaccin împotriva coronavirusului, de fapt te infectezi cu acest virus. Un al doilea mit este legat de timpul în care a fost creat vaccinul. Oamenii care refuză să se vaccineze susțin că imunizarea este un lucru rău și că acest vaccin nu este testat, că de fapt acum are loc testarea pe oameni și că serul poate da diferite reacții, inclusiv cu final letal. În acest context, întreaga poveste despre vaccinul AstraZeneca și coagularea sângelui a jucat în favoarea celor care cred în aceste mituri. Și o a treia problemă cu care ne confruntăm este propaganda rusească, care influențează un grup destul de mare de locuitori a Estoniei. 25% dintre locuitori nu sunt estonieni, au diferite naționalități, majoritatea lor fiind cetățeni ai Federației Ruse. Programele rusești de televiziune sunt accesibile în Estonia, ele nu sunt interzise, așa că fiecare doritor are acces la ele. Iar valul de propagandă împotriva vaccinurilor americane și europene care a apărut la televiziunile rusești a afectat populația indecisă și neinformată de aici.
Deși vaccinul rusesc Sputnik a fost creat în aceeași perioadă scurtă, oamenii din Estonia cred în acest vaccin și îl așteaptă. Dacă Agenția Europeană a Medicamentului va analiza și va aproba vaccinul, cu siguranță va fi procurat. Posibil acest lucru îi va face pe antivaxeri să se imunizeze, în contextul în care au încredere doar în Sputnik V. Убежденными антипрививочниками, которые хотят вакцинироваться только Sputnikом V. La sud, Bulgaria înregistrează peste 333.000 de infectați și aproape 13.000 de morți. Și în această țară sunt prezente născocirile despre Bill Gates și ciparea în masă, remarcă jurnalista portalului informațional Club Z, Lilia Caceva. When we talk about fake news and disinformation on COVID-19, there is not... Când vorbesc despre fake news și dezinformare despre COVID-19, nu este nimic special în Bulgaria în comparație cu celelalte țări europene. Cele mai răspândite dezinformări sunt despre faptul că acest virus nu există și că vaccinurile sunt produse pentru a ne controla. Desigur că Bill Gates este principalul răufăcător, potrivit celor mai întâlnite informații conspiraționale. Ca de obicei, cele mai multe vin din Rusia și din alte surse informaționale care promovează propaganda sau așa zisele grupe neconservative. Un lucru extrem de interesant este faptul că cele mai influente persoane împotriva vaccinării în Bulgaria sunt aceleași care au protestat împotriva Convenției de la Istanbul, spunând că documentul promovează mariajul persoanelor de același sex și care au promovat știrile false precum că Norvegia ne va fura copiii. Anume, acești oameni au promovat și propaganda despre COVID-19. Din păcate, în mass media apar periodic voci care la fel promovează dezinformarea la subiect. Drept exemplu este cazul unui profesor cunoscut din Bulgaria, directorul unuia dintre cele mai mari spitale din capitală, care susține că virusul este artificial sau că există la mijloc o intervenție umană în genomul virusului. Totuși, oamenii de știință și instituții internaționale spun și demonstrează opusul. A precizat Lilia Caceva. Dacă ne mutăm virtual pe continentul asiatic, acolo dezinformarea a luat nițel o altă întorsătură, având mai mult conotație religioasă. Feruza Vazova, jurnalistă din Uzbekistan, locuiește de la începutul pandemiei pe teritoriul Coreei de Sud. Tânăra povestește despre știrile false din ambele state asiatice. A Uzbekistanie было такой случай, я слышала, что они не купили банан, бананы и În Uzbekistan oamenii nu cumpărau banane și credeau că întreaga pandemie este din cauza bananelor și a cărnii de porc. În China doar se mănâncă porc, dar în Uzbekistan nu, pentru că suntem musulmani. Deci oamenii credeau că totul e din cauza mâncării și refuzau să cumpere banane. Oamenii cumpărau doar lămâie și usturoi, pentru că în mediul online au apărut știri false, precum că aceste două produse alimentare te protejează de virusul COVID-19. Astfel de fake-uri erau distribuite pe rețelele sociale. Între timp și în Coreea de Sud apăreau mituri despre tratamente naturiste. А что было в Корее? Тем не менее, когда вирус În Coreea, în momentul când virusul a început să se răspândească, apăreau zvonuri precum că apa cu sare tratează coronavirusul, curăță de virus. Așa credeau și bunăoară când intrau în biserică, foloseau toți un spray cu apă cu sare. Mai spune reportera site-ului informațional kun.uz. Dar nici povestea despre chipul 5G nu a ocolit statele asiatice. Jurnalista Aila Salimova aduce exemplul Azerbaijanului. În țara noastră au existat diferite mituri despre coronavirus, precum ar fi că vaccinul micșorează speranța de viață și că provoacă coagularea sângelui. Iar cel mai popular mit și straniu, ca și în alte țări, este faptul că prin intermediul vaccinului se introduce chipul 5G, după care oamenii vor putea fi controlați. Cu timpul însă devine clar că aceste informații nu au nicio importanță și nu sunt bazate pe fapte reale. Dacă vorbim despre acele falsuri, precum că vaccinul afectează sănătatea, atunci am putea spune că oamenii încep să nu mai creadă în ele. Din ianuarie, în țara noastră s-a început imunizarea și oamenii continuă vaccinarea. Măsurile întreprinse de autorități în combaterea infodemiei. Atunci când este vorba de măsurile întreprinse de autorități pentru a opri manipularea la subiect, realitatea arată diferit de la o țară la alta. Referitor la ce fac autoritățile pentru a opri infodemia, aici văd că eforturile sunt mult mai concertate și se vede că autoritățile
au pus mai mult accent pe comunicarea strategică decât pe fact-checking, adică verificare veridicității faptelor sau contraofensivă. Există chiar și o colaborare între Ministerul Sănătății și societatea civilă, cum ar fi proiectul distribuirii de vizualuri pastila de informare, organizarea de sesiuni săptămânale online cu întrebări și răspunsuri despre vaccinare și SARS-CoV-2 sau chiar platforma națională de vaccinare care are o serie de videouri explicative despre noile vaccinuri, siguranța lor și multe alte informații relevante. Desigur că mă așteptam la un mai mare angajament. Ne spune expertul Nicolae Țibrigan din România. Ну, насправді реакція була така трішки запізніла, так? Реакція авторитетів була кам întârziată. Рада de la Kiev a început să vaccineze oameni influenți din țară pentru a promova vaccinul. Au început a imuniza prezentatori, artiști, blogeri. Aceștia au promovat imunizarea, inclusiv premierul și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Promovând vaccinul astfel, vom putea pune capăt pandemiei și acestui lockdown. Coronavirusul și виходу із таких постійних локдаунів. Subliniază jurnalistul ucrainean Serhii Zaharchenko. Iulia Bali expune experiența estoniană. Autoritățile au optat în primul rând pentru diferite campanii sociale în care erau implicați lideri de opinie, actori, muzicieni, care îi îndeamnă pe oameni să nu refuze vaccinul. În Estonia, de aproape un an, funcționează un număr de telefon non-stop. Așa numita linie de coronavirus este accesibilă în trei limbi, estoniană, rusă și engleză. Acolo puteți primi diferite răspunsuri la toate întrebările care se referă la coronavirus. De asemenea, în fiecare zi specialiștii sunt invitați zilnic la radio sau TV, unde vorbesc amănunțite despre virus și vaccin, împreună cu diferiți medici și specialiști, infecționiști, virusologi, epidemiologi. Acum, cea mai puternică armă este aceea de a împrăștia informația adevărată prin intermediul specialiștilor pentru a putea combate propaganda rusească. Informația este, în general, cea mai puternică armă împotriva neverii, împotriva rusească propagandă, a care eu уже упоминала. Во-первых, это борется с этим госполиция, да, и спецслужбы. În primul rând, cu aceste falsuri și dezinformări luptă organele de forță. Au fost cazuri de amenzi, rețineri pe aceste cazuri. În rândul angajaților din sistemul medical a fost o angajată care a distribuit zeci de fake-uri despre COVID. Pe numele ei a fost inițiat un dosar penal, iar la final au decis să o concedieze. Din расследование, насколько я знаю, возбуждено дело. Ее уволили как раз из больницы. Își amintește politologul Anton Громов din Letonia. How the authorities and the government fight against the fake news? They practically don't. Cum autoritățile și guvernul luptă cu fake news-ul? Ei practic nu o fac. A existat o investigație ce viza o persoană care promova falsuri despre câte persoane au murit din cauza vaccinului, ceea ce desigur sunt minciuni, dar aceasta a fost singura investigație despre care se știe la acest subiect. Autoritățile nu combat propaganda care apare în mediul online. A fost nevoie de câteva luni ca Ministerul Sănătății să organizeze un program de comunicare despre COVID-19 și să aducă date și surse veridice de verificare a informației. La sfârșit, ministrul a spus, citez, singurele știri sunt expuse doar de guvern, excluzând practic din schemă mass media și dezbaterile despre ce informații distribuie publicului guvernarea. Explică jurnalista Lilia Caceva. În Coreea, atunci când s-a început pandemia, autoritățile au început să organizeze campanii de informare. În fiecare zi, informațiile se actualizau, de exemplu, veneau mesaje pe telefon despre câte cazuri de îmbolnăviri s-au produs în acea zi în orașul tău și tot felul de informații, cum ar fi unde poți găsi vaccinul, unde s-au îmbolnăvit oamenii, unde aceștia se află la momentul în care sunt deja testați. Conchide jurnalista Firuza Avazova. Drag ascultător, chiar dacă avalanșa pare de neoprit, depinde doar de noi ce credem și ce punem la îndoială. Informează-te din mai multe surse și filtrează cu mintea trează. În orice colț al lumii te afla. Urmărește-ne pe Google Podcasts, Apple Podcasts și SoundCloud. Cu minte, primul podcast de educație media. Podcastul Cu Minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Finlandiei la București, în cadrul proiectului Instrumente Inovatoare de Educație Media pentru Cetățeni Bine Informați. Cu Minte, primul podcast de educație media.
Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.